Păi ar merge și asta, cred că ar merge dacă n-ai mască potrivită, numai când cumperi ceva se aude. Mai și sperii copiii mici. Poate merge și asta, cu condiția să fie numărul 6. Și așa. Scuter numărul 6 și să nu fie folosit. Și merge și asta de mască. Și dacă n-ai mască de care îți trebuie la îndemână, atunci o fi bună asta. O fi bună asta ca mască, protejează și la gură. Cine știe, poate între timp mai găsești și o bancă în drum. Dar masca adevărată, masca, da? Această mască acordeon, tărâmpăpăm, 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 tărâmpăpăm. Foști colegi de izolare, vă dau salutare. Acum suntem colegi de alertare, dar nu vă las cu mască sau fără mască, acis, acis să discutăm, să punem țara la cale. Că mai nou, fără mască nu mai poți ieși, nu mai poți ieși. Vorba lui Elon Musk. A purta masca a devenit un must have, da? Cea mai ieftină. Asta e un fel de eugenia a măștilor. E foarte bună că poți să o folosești așa în jocuri erotice cu partenera. Am fost rea, pedepsește-mă, anchetează-mă. Am fost cea mai rea din herăstră, oamendează-mă. Da, sau poți folosi pe post de praștie. Găsești o pietricică jos și pac! Să tragi, să vină odată. Hai tu, că de jumătate de oră am încălzit motorul și nu vii. Hai, tragi cu praștea. Bineînțeles că se poartă cu culoarea verde sau albastru pe exterior, nu-i așa? Și se pune așa, dar poți să o pui și la ochi. Poți să o pui și la ochi ca să nu vezi prețurile când mergi la cumpărături. Poți să o pui și pe frunte și să zici, bă, prost am fost că i-am votat pe ăștia. Sau, asta protejează. Poți să fii așa, să o pui așa, să fii un pic mai emiș. Dar ci că protejează de sateliți, protejează de 5G, protejează de vaccin, protejează de tot. Și dacă ești șmecher, mâncați-a și o pui cum puneai pe vremuri. Ochelariadă, firmă la ceafă. Pui la ceafă, să nu intre acolo microbul. Nu, acum e cam greu să fii tot timpul cu masca pe figură, dar măcar poți să te strâmbi. Fără mască e nasol, sau când nu-ți convine ceva. Dar pui masca, mai greu cu respirat, așa. Te lași într-o ureche și după aia revii la loc. Da, acum nu suntem la mare înghesuială, suntem numai noi aici, sunteți câțiva. Putem să vorbim unii către alții fără mască. Mulțumesc de cele scrise în weekend, m-am bucurat, am văzut că ați profitat, ați fost la saloane, coafuri noi, freze noi, bărbații tunși regulamentar. Așa vă vreau, domnule, că o viață avem și în aia să fim tăciuhași la păr. Nu, domnule, să fim aranjați și frumoși. S-au deschis muzeele. Săracul Violel li s-a declarat în nu știu ce interviu telefonic, zice, eu nu mă pot duce nici la muzeu. Dacă mă duc la Antipa, mă țin acolo pe post de exponat. Și are un pic de dreptate, el are nevoie de păcănele, el trebuie să meargă la păcănele, de astea sunt încă închise, că de acolo și ia vitamina din fructe, prună, pară, prună, prună, cireașă, căpșună, de acolo și ia el seva și vitamina. S-a deschis și Zoo Băneasa. Mamă, ce le-a plăcut leilor. Se uitau așa după noi. A spus câteva chile pe voi. Hai mai aproape de cușcă. Hai, lasă distanța. A început și campionatul de fotbal în Germania, Bundesliga. Nici nu m-am putut uita un pic. Tribunele goale, aia pe banca de rezervă la 1,5 m cu mască și jucătorii nu se atingeau. Nu se atingeau, țineau 1,5 m distanță și în careu, parcă era în campionatul românesc. Cădeau aia pe jos și cereau penalti și nu era nimeni pe lângă ei. Pe cuvântul meu, așa jucau ăștia de zici că erau pe sparanghel, nu pe cârnați de aia adevărat și pe bere. Nici nu m-am mai uitat. S-a deschis Pepco. Ziarele titrau, coadă la Pepco, românii s-au înghesuit pentru haine. Da mă, că Pepco-ul e zara săracului. E H&M-ul amărâtului Pepco. S-au dus românii să-și cumpere chiloți. Normal că am stat 2 luni în izolare. Am cam rupt chiloții. Sau dacă nu i-am tocit. Că moda nouă e să lucrezi de la domiciliu și numai de la brâu în sus să fii îmbrăcat. În rest, stai în chiloți. Apoi ne s-au tocit chiloții. Nu pot să apare oricum. Că și chiloții au rolul lor. Dar băi, ce au făcut ăștia în herăstrău? Îi dai la român un dești și ți-a toată mâna. Ăștia au inventat un concept nou. Distanțare combinată cu distracție. Și a ieșit ceva
distracțare. Și apoi ale amenzi de acum dacă te mai prind pe la voterasă. Plus că se va și amâna deschiderea lor și a restaurantelor din cauza acestor tineri frumoși și liberi, că n-or putu să stea pe curul lor sau să iasă la iarbă verde. V-am văzut, dragii mei prieteni de aici, v-am văzut în poze pe la iarbă verde. Un ceaun, un grătar, ce-a ieșit? Ce-a fost mai bunea? Spuneți. Vă rog, în comentarii la video ăsta, puneți poze cu ce-a ieșit. Că vine, vreau să vă provoc la o discuție. Ce alegem pentru relaxare? Un grătar sau un ceaun? Una peste alta, una peste alta, da, sună cam a lesbianism, una peste altul. Mă bucur că ne-am revăzut, mă bucur că ne revedem și astăzi din prima zi de alertare. Să fiți cu minți, să vă vedeți de ale voastre ca și până acum și să sperăm că numai 30 de zile mai ține starea asta și după aia ne intrăm cât de cât în normal. Mulțumesc de urmărire, mulțumesc de atenție, nu vă mai rețin că știu că aveți o grămadă de lucruri de făcut. Chiar acum soacra strigă, da, strigă să mă duc să îi cumpăr ceva. Dar i-am spus că de acum poate să iasă și ea din casă. Dar ea zice că așa de bine s-a obișnuit că nu mai iese decât pentru... Dar nu vă spun, vă spun eu mâine. Mulțumesc de urmărire și să fim tare și în stare de alertare. Salutare, salutare, noi și vechi prieteni de alertare. Numai bine, să stingem aparatul.